Salutare și bine ați revenit la Viva Historia, Mai cu viață! <laughs> Viva Historia, da, așa. La sesiunea de. Suntem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Extraordinar! Întrebări și răspunsuri către Patron. patronii noștri. Exact, facem, uh, facem acest lucru. Uh, nu ne jucăm cu patronii noștri. Mm -hmm. Am avut uh, o sugestie de la unul dintre ei, pentru că el a observat că se adunaseră foarte multe întrebări la podcasturile noastre și atunci uh, am spus, hai să facem chestia asta, să răspundem, să facem un episod special Viva Historia și să unde vom lua sugestiile și întrebările patronilor noștri. Și zic să facem așa. Uh -huh. Ce te rog... Că mie nu mi-e frică de concurență, să știi. Asa. Trebuie să conduci tu această emisiune. A. Ah. Okay? Okay. Deci îmi zici ce vrei să citesc, ce okay. întrebări vrei să pun, uh, să-ți răspund. Da? Deci o să e la tine. Și te... Da. Da, eu sunt da, eu Hodor, eu. Mă, okay. ce bine, toată viața m-a dorit asta Hai să vedem, <laughs> hai să vedem. So. O să te rog atunci, hai să, să începem uh, cu ce am selectat din, uh, din uh, chestiunea pe care le-am avut noi la Patreon am, Eu am împărțit în două, lucrurile am zis, uh, prima parte sunt uh, felicitările și sugestiile da? că avem oameni care chiar ne-au felicitat pentru ce facem condica de felicitări și sugestii de așa și avem sugestii. aici la patronul mulțumim, nostru mulțumim, am trecut totul pe condică și partea a doua să fie chiar întrebările care au fost la, uh, podcast, la, la, la episoadele noastre și să încercăm să răspundem pe scurt la ele Perfect. ok, a, Aștept atunci comanda. o să te rog pe tine să, okay. Okay. să citești cu prim, prima Da. primul mesaj primul de la mesaj. Bontea Florin da. Salut! Apreciez Salut. tot ce faceți, de asta m-am și abonat pe Patreon, pentru o sumă care mi se pare mică la ce content aveți, și mie mi se pare, dar suntem socialiști. Cam la prețul <laughs> ăsta. Consider că dacă orele de istorie ar fi fost așa, aș fi rămas cu mult mai multe din liceu, mi se pare corect, așa și făcut și eu, și aș fi rămas cu mult mai multe decât în liceu. Apropo de istorie, știi cu ce am rămas eu de la isto din istorie după liceu? În condițiile în care am dat la drept istorie? Nu spune Nehodor cu ce ai rămas din istorie. Be, cred că cu absolut nimic, pentru că am memorat Și tot ce -ai la scris drept la examen acolo. Păi nu că la examen a fost chestia, am știut tot la examen. Și a, ai doua uitat zi, a doua zi Cred că mai am niște, uh, oa, niște localități cu niște oale dacice, uh, din niște localități de-astea, nu cu de. nu. Unele mai, unde au fost niște oale. Atât țin minte. Unde au fost oale. Păi da, și când trec prin țară, ai cu ce am rămas zic, asta că asta știu de la istorie, aici au am niște oale. Okay. Aș avea o întrebare și anume dacă aș putea comanda tricoul din Germania. Tricoul. Foarte important. Foarte important. Noi o să avem mai... o ședință de producție, încă nu știm exact de comandat, sigur că se poate comanda când vor fi, dar vom avea o ședință de producție cu colegii, și atunci stabilim da, când, să cum, vedem care. Inclusiv designul tricoului da. și cum noi nu ne pricepem, că nu da. suntem uh, un... artiști, dar Ei, poate eu sunt... întrebăm pe cineva și Femme ne, artiști ne desenează un da. logo, ne face ca Avem logo nu Petricou. Ah, Petricou, da, cum se arate? Da, da o să facem cum un design. Arat. Și când o să l avem, poate o să l prezentăm și atunci o să putem să-l și facem și mm -hmm. să-l dăm oamenii, să-l dăm spre patronii noștri. Și aș avea și o sugestie, bineînțeles dacă îmi permiteți, bineînțeles, îți bineînțeles, permitem. permitem. Tricoul ar trebui să fie cât mai simplu posibil cu inscripția Viva Istoria, un design mișto și o culoare potrivită. Brandurile mari nu au inscripții mari. Corect. Da. Suntem un brand mare. Da, dar da, noi suntem un brand în devenire, aș spune, avem voie la, avem mai voie, la început. Avem voie să ne funțe să mai mare la început. Deci așa când azi. mergi la vamă, e așa zic că la început merge un pic mai mare, în cazul nostru. Așa. A. Și m-aș bucura foarte mult dacă ați atinge subiecte precum România în timpul primului și celui de al doilea război mondial. Am notat. Am notat și pe mine. Mă interesează foarte mult am că am notat, citit. Am notat Florin. Uh, va intra pe lista noastră de subiecte. Avem deja o listă făcută și, așa cum am anunțat, orice fel de sugestie venită de la patronii noștri trece automat pe lista asta și o, o vom uh, face. Ce mm -hmm. îmi doresc pentru că Avem am citit subiect foarte interesant. Extraordinar. Extraordinar. Primul răz sunt deja niște cărți pe piață bune, foarte bune, da. foarte bune. e una dintre ele mă știu cum se numește, o să fac o să mai trec prin ele, nu știam, nu mă așteptam acum să primesc așa comandă dar e cartea despre ultimele zile ale celui de-al doilea război mondial Ulti, practic una, două, trei zile înainte și acolo o descriere cu ce se întâmpla la americani, la englezi la, la nemți, este extraordinară descrierea A. momentelor care probabil, se, probabil. Se, probabil. Se Asta o să caut, o să da. caut, dar foarte mișto că acolo. încercam să-mi închipui ce s-a întâmplat în ultimele zile ale lui Dezmăț, deci alcool și sex. Ai ce au văzut, ofițerii. Ai văzut de la gang. nu? Filmul ăla Zimi Română. Uh, tradus uh, căderea sau ceva de genul ăsta. Este vorba despre ultimele zile din bunker? Înseamnă că nu l-am văzut. E ultimul făcut, au mai fost unul făcut în, cu Anthony Hopkins, jucarul lui Hitler genial, prin anii 70-80 ceva, nu știu. care se numea chiar buncărul. M-ai făcut foarte curios. O să, ne o să dau. O am întrebare. Dar ăsta este nemțesc, adică e făcut de germani ăsta, dar un tărgang. S-au zis niște sunete, niște gemete, pentru că mă doare piciorul, l-am scântit, deci trebuie să anunț decât să fie oameni ciud să se uite de ce gemete te luptă. Are piciorul Nu din cauza... De ce zice Odor. Care le zic eu. Le zic eu. Seamăna Anthony Hopkins cu Hitler sau nu? Că am da, obsesie cu asta. În, a intrat foarte bine în rol. Știi, de ce? Că Eu am observat și. Dar asta e un Hitler foarte. Adică, nu e așa că e ciudat? Nu, nu e. e. Un Hitler un pic intelectualizat, așa foarte. Păi, știi de ce? Da. Din câte știu eu, Hitler nu a fost niciodată. Uh, impersonat la perfecție, pentru că e un fel de cutumă. Om a fost atât de nasol încât e o cutumă în lumea artistică să nu semene. Ei, uite, și uite-te, filmul la nemțesc celebru, doar nu fie la când, sau e ăla care este citat, se pun toate glumele pe el. Când zice, da, ăla, a, e. A, ăla e exact. nu n-am văzut tot filmul. Și scena cea mai des folosită în a, și în da, prei, da, 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 e, deci de acolo e. care Hitler țipă la cei trei da. generale ai lui. E o scenă când rupe da, da, da. creioanele și... A, a, ăla este a e din ăla acel film. Din, din am înțeles. Dar ai văzut că nu seamănă și același Hitler a luat și Tarantino. Din acest motiv. E Tarantino la care l-a făcut -o foarte care a... Da, Da, a luat același actor. Da, e același actor. E. Tocmai pentru că asta am observat eu și cred că e o regulă: să nu semene foarte bine cu Hitler, omul fiind atât de demonic, nu trebuie să semene nimeni 100% cu el. că sunt impersonatori care chiar la duc, te aduc în ideea că e personajul, omul respectiv, nu. De e, probabil. E actorul ăsta german, scapă numele acum, mi s-a părut foarte aproape așa de, de personaj. La un miliard de kilometri, tocmai din această motivație să nu semene cu Hitler 100%. Da, să te uiți, să-l vezi. Mă uite, mai făcut curios. Că e, e, foarte bun și e legat exact de subiectul ăsta, ultimele zile din, din bunker. Și ăsta cu Hopkins. Deci din an, da, cel cu Anthony Hopkins. Și dacă vrei să vezi o parodie, cu Hitler e celebru ăla lui Mel Brooks, producătorii. Da. Care este, rămâne... Ambele. A, rămâne, ambele. Ambele și remake Și primul și... Da, trebuie să-l vezi pe la originală, ăla, mi se pare. Da, l-am văzut. E Băi, și, și, și remake-ul e foarte bun. Unde fac ei Springtime for Hitler, știi? Piesa de Broadway în time ori, for... Toți, Hitler e aia pe care îi aduce și îi pune să facă, știi, kilos. sunt mai mulți care îl impresionază și fiecare cu stilul da. lui și e genial. Uh, don't be stupid, be a smarty, come and the Nazi party. Foarte bun, deci <laughs> extraordinar. Exact. Dar și al doilea e bun pe coregrafie da, e foarte da, bun da, pe coreografie, da, îmi place da. la nebunie. Tare. Și cu, cu nazistul ăla nebun care, da. care are scenariu și nu <gântări> vine da. la premieră îmbrăcat cu cască de oțel și cu revolver și genial. Ăla <gântări> da. trebuie văzut. Neapărat. Producătorii. Ok. Producătorii. Așa. Mai departe. Avuți. Citesc eu sau tu? Te rog în continuare. Următoare, următorul mesaj. De ce <gântări> am reținut? Asta o să facem în România. El pone doar. Ica. Da. El pone. El pune. Știu dacă se pronunță, abar n-am. eu. Nu am, -am mai întâlnit și numele. Mai cum e scris da. acolo. Ne cerem scuze dacă e un nume pe care nu-l pronunțăm corect. Salut! Felicitări pentru toată munca și succes! Sugestia mea este următoarea. Anunțați în măsura în care puteți datele următoarelor podcasturi. Ajută la teasing, vă responsabilizează și pe voi, adaugă seriozitate. Oamenii simt nevoia să fim mai responsabili și mai serioși, într-adevăr. E adevărat. E adevărat. Trebuie să anunțăm uh, din timp, adică ceva timp înainte pe Patreon, data la care apare următoarea, Următorul nostru episod. Dar ne propunem să facem, facem asta. Facem asta, mulțumim de sugestii. Da, chiar mă simt. Da, e bine zis, adică e corect. Mi se pare e, că, că ne-a dar tu a crezi zis. Că bine. Dacă eu am scris acolo felicitări și sugestii, sunt numai felicitări. Nu, pe asta observ, crez, sunt da. și observații. Uite, ne a scris și Andreea Marin. A, nu, -a e -a coincidență. Da, nu cred că e chiar Andreea Marin, deși n-ar place să devină și Andreea da, Marin. Și Andreea Marin, da. Marino, Marino, da, da avem una, așa că. Bună, ar fi interesant și un episod despre Gheorghiu Dej. De ce nu? Sau programul de aliment alimentație rațională. Știu da, noi l-am atins un pic. Asta. Dar nu, trebuie luat trebuie cu apa, acolo. un aliment complex. cu. <laughs> cum îl prema, chema? Prema, că nici acum nu l-am verificat și nu știu. Că m întrebat în podcastul ăla, da. vechi, ce ministru a făcut chestia asta și nu am verificat, deci nu știu cine a zis chestia asta. A, a supraviețuit foarte bine și după Revoluție. Ok, când o să facem podcast despre alimentația rațională, ține minte să da. găsim pe omul respectiv. Apa un, apă, și un să aliment vorbim. complex. Arăt și Dar carte. asta despre alimentația rațională trebuie neapărat făcut, că noi tocmai, am atins, de fapt subiectul. Ăsta am atins, da. Și uh, dacă nu mă gândesc, bine, ar fi bine să dezvoltăm, poate cu uh, întreaga uh, cu o serie despre viața cotidiană în comunism, în perioada comunistă în care să analizăm diverse aspecte ale vieții cotidiene, alimentația, vestimentația, serviciul, Televizor, da? ce vedea la, la televizor. Cum se în comunism, așa, la nivelul vieții cotidiene. Și asta ar putea să vină foarte bine acolo. Da. Sau despre ADAS. Da, despre ADAS, dar da, trebuie să stai nu așa. știu nimic despre ADAS. Dar știi ce era? Eu cred că erau niște asigurări, nu era, asigurări comuniste. Era firma de asigurări care exista. Da îți asigurai mașina și casa. Și casa. Singura chestie care, pe care am cum să zic, cu care am venit cumva în contact cu ideea asta de ADAS, pe care am văzut-o, a fost când am documentat cu tremurul din 1977. Pentru că după aceea, foarte multe din locuințele nou construite erau asigurate prin Adas și Adas plătea o sumă de despăgubire. O parte dintre cei care au avut locuințele avariate au fost despăgubiți prin Adas. Câțiva dintre ei. Și atunci, mă rog, a fost o schemă acolo. Ăsta e un concept capitalist, bineînțeles. Dar exista. Da, exista dar acesta, asta vreau să zic că uh, comunismul nu putea da. să scape de unele aspecte economice din capitalism. Da. Adică asigurarea, chiar, chiar, chiar sunt foarte curios cum funcționa, apropo Trebuie de ce credem. spui. Da. Pentru că asigurările au un principiu economic foarte complicat, nu e chiar așa. Cineva de acolo trebuia să cunoască regulile acestea. Da, eu știu că a fost o discuție pentru că erau sumele noi. A fost un scandal, de fapt, pentru că mulți dintre uh, cei despăgubiți de Ada s atunci au reclamat că fie că au primit sume prea mici față de daunele pe care le-au suferit, fie că erau asigurați la, un, la o sumă foarte mică, derizorie. Deci a fost o un uh -huh. mic tambală cu Ada s atunci. Și asta este singura chestie pe care am, uh, mă rog, care. Am venit eu în contact legat de... Dar o să ne, o să ne documentăm și o să facem. Uh -huh. Și despre... dat e un subiect interesant. Uite, nu știe, poate nu știe lumea că existau și asigurări în, în perioada respectivă. Dar îmi sună într-un fel în urechi. Când mă aduc aminte, nu știu, de am făcut legătura da, am cu dat. mașina. Nu mai știu de la ce vine Asigurări de automobil sau nu știu ce. Da. Bun. Căutăm. Căutăm. Mai departe. Următorul Constantin Pușcașu. Bine v-am găsit, vă urmăresc cu mare interes de la podcasturile din decembrie despre Revoluție. Îmi place foarte mult cum sunt prezentate și argumentate evenimentele. Ca și critică, de multe ori se deschid foarte multe paranteze care deviază de la firul epic. Nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău. Da, știu, e și rolul meu aici. Sunt interesante, dar fac greu de urmărit firul discuției. Da. da. Mie îmi plac foarte mult discuțiile astea lungi, le ascult când fac mișcare, dar este greu de urmărit pentru cineva fără prea multă răbdare. Spre exemplu, dacă vreau să-i dau o bucată de discuție cuiva, e greu de urmărit. Ce aș vrea să propun este să editați din filmarea mare niște pastile mici de 20 minute, care cuprind o povestioară foarte interesantă. Ar merge foarte bine ca și teasere și cred că ar avea potențial de viralizare. Da. E, o idee. e o idee, noi facem oricum chestia asta, dacă... adică noi uh, facem un cad din episodul pe care îl punem pe Patreon și îl, îl dăm... Uh... Dar da, da, nu facem așa. Îl facem dăm, o bucată. Facem o bucată. Da e interesant să ai da. despre. ADAS nu știu. Da, și, dai da. doar bucata. Uh, și să facem doar bucata care atinge un subiect din da. ceea ce discutăm noi, da. adică să înlocuim practic catul pe care îl punem da. o bucată da. de la început sau de la mijloc din discuție. Păi nu-am gândit așa. Nu ne-am gândit așa. Dar da, o, e interesant e bună, asta. Adică noi nu ne gândeam să tăiem bucățelele mici, nu ne a venit asta, dar da. nu e rea. Nu era ideea. Pentru că noi n-am gândit în bucăți de emisiunea, dar uite că ea se transformă exact. fără să vrei în anumite bucățele. Apropo de paranteze. Da. De asemenea, da, sigur că acum discuția asta cu parantezele știi că am mai fost și am avut același am avut comentarii și la uh, varianta noastră pentru mai sunt așa tu? multe. Legate de parantezele astea și de faptul că divagăm de la subiect. A, acum, normal că a, întrebările tale care sunt legitime, a, ca să pot să le explic, trebuie să detaliez. A, și, într-adevăr, e obositor pentru că de multe ori ne ducem în niște subiecte da. conexe, dar n-ai cum, ca, dacă vrei să povestești istoria, n-ai cum să pf, sari peste niște lucruri fără să le explici. Adică aș putea să expediez un răspuns în două, trei cuvinte, dar după aia nu s-ar mai înțelege ce vreau să spun și care e legătura cu ceea ce vorbim. Da. Și după cum ai văzut, în istorie lucrurile se leagă. Adică dacă începi să vorbești despre vânzarea evreilor, ajungi la porcii Landrace. ca aparent sunt niște chestii care n-au legătură, dar uite că istoria le pune așa, niște puzzle-uri pe care le conectezi și se întregește imaginea. De aia uneori noi suntem neobligați cumva să facem niște paranteze explicative pentru a introduce anumite lucruri mm -hmm. care altfel n-ar fi uh, aparent legate de subiectul despre care discutăm. O să încercăm să le limităm, nu? Ca să nu fie că observația e totuși să încercăm să nu le mai facem așa de extinse, că uneori avem într-adevăr paranteze de, da, 10-20 de minute. Așa. Avem, Aia. Le cunoaștem, dar o să -o, nu putem să le sărim cu totul, zic. Avem Mihai Angel, Alexandru Palade. Le am pus în paranteză așa. pentru că ambii au, aceleași, au aceleași sugestii, cumva e vorba de același subiect. Deci sunt doi patroni care spun cam același lucru de a -a. Zice, Zice așa, așa. salut Drago, și în primul rând felicitări ție și lui Mădălin pentru seria Viva Historia, mulțumim. Mm -hmm. Mi se pare excepțională, mulțumim. O mică da. sugestie, în episodul cu Pacepa și crimele de la Bradul, ați arătat niște poze din dosar pe televizorul din fundal, știm problema. Da, am greșit atunci. Da. Dacă ați putea să le puneți pe video ca să le vedem în dimensiune mai mare, ar fi excelent. Am făcut. Deci -am ulterior. Pus, ulterior am pus pozele în timpul derulării podcastului și acum se pot vedea. Mm -hmm. nu le, au mai rămas numai pe televizor. Deci Momentan. Da, da, da. da. Asta. Chiar dacă dau full screen, nu se văd în detaliu, știm. Da. Pe televizorul din spatele vostru am reparat. Mulțumesc și țineți-o tot așa. Mulțumim. Mulțumim și noi. O să o ținem. Da. Adrian Bogdan. Da, sigur, aș dori unul sau mai multe tricouri cu Viva Historia și o. să fie exact așa cum este sigla, fundalul cu roșu, iar scrisul cu alb. Și mie mi se pare, da, corect așa. Așa rămâne. Așa rămâne. Alex Valahian. Abia aștept o discuție, Hodor Goșu. Din, din, din ce am citit, cei doi au păreri diferite despre ce face statul român în conflictul din Ucraina. Goșu este de părere că suntem complet pe din afară, stăm pe bară, suntem neutri și nu ajutăm aproape cu nimic din punct de vedere militar. Eu deci, nu știu. Așa ce? spune Goșu. Sunt sigur că prin niște tunele o, nu trimite spune. Iohannis. Da, uite, vezi mai adică jos. Adică Iohannis. Zic că ea dă nu spune că în timpul ăsta așa, el spune Goșu, toate acestea din cauza facțiunilor naționaliste din servicii și ministere care văd Ucraina ca un inamic. Hodor, în schimb, am văzut că e de părere că noi contribuim militar, dar nu o facem public. Mi-ar părăcea o discuție pe acest subiect între cei doi. Dar Iohannis a zis, știi că a fost întrebat, noi ajutăm am și a zis, nu vrem să dăm muniție da. Uh, minamicului, uh, nu Noi suntem lângă uh, un război. Hai să nu dăm spoiler la no. discuția noastră. Știi no. de ce? Pentru că în septembrie okay. da. avem promisiunea domnului Goșu da. că va veni Extraordinar. la o discuție cu noi super. în podcast. Deci, uh, este super. Deci este răspunsul la, la această sugestie a domnului Valachian. Vom avea pe domnul Goșu discuție în septembrie foarte complexă despre Ucraina și războiul și Rusia și războiul din Ucraina. Vom fi noi trei și vom discuta uh, lucrurile astea Perfect. în septembrie. Florin Ghimici, propunere topic. Ion Rațiu, viața și activitatea cum a influențat România înainte și după 1989. Are și no, uh, avem grosu. și carte. Avem și carte. Avem și carte, da. carte grosuță. Da. o citim. Uh, o, uh, o, sunt o, memoriile nu e jurnalul lui Ioraciu? Uh, nu știu asta, Sunt da. două. Sunt e, două, două bune. Da, da. Și trebuie, da, trebuie, este extraordinar. Trebuie să, le, trebuie să le citim și să ne mai documentăm și din arhivă cu Ion Rațiu și mm. o să facem l-am da, e îl trecem interesant pe listă de subiecte? Da, îl trecem. da, da, la da, la da nu e bun. Eu, pentru că el a fost activ în perioada comunistă. Da, el a, a zis, scris în exil a, da. a, și condus oarecum dumă... asociația de la din Marea Britanie. Da, a exilului. exilul da, Frontul da. Național Român, da, nu a mai ști ști exact, să mai țin Dar a, a fost activ și important și activitatea lui după 90, când a venit în, Super Răzandos, în România și a încercat, a încercat, a încercat să săracuse. mai multe lucruri a încercat. De... Da, ce rău da îmi pare. am trecut pe listă și uh, această propunere de la domnul Florin Ghimici. Detalii despre testamentul său politic pentru România, intrarea în UE, o la NATO și restaurarea monarhiei. Punem un pariu? Te rog. Hai dacă să aderăm la Schengen anul ăsta? Zici că, că aderăm la Schengen anul ăsta? Tu ce zici? Zic că nu. Eu zic că da. De ce punem pariu? Pe ce? O sticlă de vin. O sticlă de, de vin de la tătelu. Ok. Ok. A tăiat Denis. S-a marcat. S-a marcat. Eu zic că intrăm. Da, eu nu. Forțat. Eu nu cred. Eu cred că a șantajat Iohannis. Eu nu cred că anul ăsta. E cam... te aruncat un pic. Acum un pic. ai început să te gândești. Dacă regresi, să știi că putem no, nu, 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 e ok. No. nu, nu, țin. Îl ții. Ok. Sau schimbăm până în primăvară? Anu. Nu. Nu, bine. Exact. Okay. Anul, ăsta. Anul ăsta. Oricum, vreau să-ți mai dau o sticlă de vin, așa că am motiv să pierd. Acum, uh, următorul, Andrew. Andrew. Uh, cum facem cu restaurarea Monarhiei? Vrei să facem monarhie. un episod. Despre Monarhie. Uh, despre Monarhie și o istorie contrafactuală să facem un istorie Dacă este un proiect fi... de meu vechi, da. Dacă da. s-ar fi da. putut restaura un linia, dacă, în 90 ar fi venit regele Mihai. Păi știi că e un super proiect și de carte? Ar fi... Îți zic după emisiune. Ok. ok, okay. Dar de istorie ce. contrafactuală. Ne putem juca. Nu, da, nu ar fi interesant ce s-ar fi interesant. întâmplat dacă... Ar fi interesant și dar cumva nu e pra... eu cel puțin țin că ne-am cam pronunțat eu cel puțin m-am ce? că nu se putea face monarhie în 90. Am avut noi discuția asta. Nu, am trecem în varianta în care... A trecem o varianta serioasă, zici? Nu, da, nu, da. hai să zicem așa. Că Iliescu, da. cam așa cred eu că s-ar fi putut face, în pofida, tot ceea ce reprezenta rezistență, așa cum ai argumentat tu... Da probabil la ceaie, nu mă țin exact mai da, cum argumentat. Da, am da, argumentat. am avut tot un am avut, un, și un piedica, da, am avut dar... evoluția și mineria, da. E, și eu văd așa, ar fi fost posibilitatea și de aici a plecă. Bă, de Ciliescu scurt circuit, I don't know, uh, Franco. Deci are un scurt circuit, nu știu, își dă el seama, îi, explică unul dintre, nu știu, Brucan. <laughs> Nu știu. Deci unul dintre ei are un scurt circuit. Știi exact. că a zis Alexandru Bârlădean da. că uh, a recunoscut că a greșit toată viața. Mm -hmm. Și e un citat pe care eu îl mai citesc din când în când pentru că mi se pare foarte bun. El spune așa, idealurile domnului Coposu au fost cele corecte. Mm -hmm. Nu e un citat exact, dar asta este da, citat. La da. finalul vieții să spui. Pentru că ei au luptat de părți diferite, da? Deci anul ultracomunist de la început, cred că a fost și legalist fost, și toată, da. toată treaba, a continuat și în democrație ca șef de senat sau parcă așa a fost el. A fost, da, șeful senatului. Deci nu, șeful Camerei Deputaților, parcă. Că sen da, trebuie verificat. Oliviu German, parcă, la senat. Verificăm. Da, la noi deci tu ca istoric trebuie oricum, să verifici. șeful parlamentului, da? Da, uh, și, a spus că el a crezut în idealuri greșite, a recunoscut la final vieții. Și dacă, să zicem, avea chestia asta și se gândea, uite, a citit el, nu știu, că Franco a predat puterea monarhiei și îi zice, domnule Iliescu, dar nu 90, 91, 92. Și ar fi predat puterea și plecăm de aici. Deci e posibil. Deci, scenariul plecăm așa. Nu că se putea, doar că miracol, scurt circuit, adică schimbăm toată istoria, okay. dar nu schimbăm tot. Da. trebuie să Doar un... primul, omul din, ca, din vârf care a schimbat, nu că toți securiștii care erau la sărie acum aș de la monarhie, era exclus. Dar nu, eu aș vedea episodul ăsta contrafactual cu lupta de a implementa monarhia. Mm -hmm. Și le dea niște avantaje la servicii, știi? Și ușor așa. Știi cum ar fi făcut uh, meeting uri Da, și să ușor să-i cumpere, să le dea și lor, nu știu, moșii ele, da, nu știu, abatorul, nu știu care se reușește. Bine, ok, facem bani în asta. Adică nu știu, ceva okay. Nu știu, cer să ne cum ne ar fi fost dacă? Ne gândim. Păi, bun, acum ce ai fi ne făcut? Ne gândim dacă Ion Ionescu ar fi devenit cel mai uh, aplic susținător al restaurării monarhiei, cum făcea el, să facă da. asta. Adică el a fi avut că el, na, a avut un proces de cum convingea el oamenii da, pe care, da. care îl votaseră tocmai ca să da. nu se restaureze monarhia da. și să fie regimul din ăsta da, că Graznos tu... și ca și Irescu se întoarce și zice nu mai vreau Graznos, hai să facem monarhie și tovarăși da. să vă conving pe voi că e mai bună monarhia. Păi nu citise el ceva, a explicat Bărlădeanu, nu a apucat de citit a venit Emil Brână Hurezeanu a avea așa mare influență asupra lui Ines Dar avea o întâlnire cu Emil Hurezeanu, cu Emil Hurezeanu Azi, să zicem, da, și da, venea da. Hurezeanu a explicat, știi că uite, ar fi mai bine pentru România și pentru, tu, Matale. Și pentru Matale că a intrat în cartea de istorie ca restauratorul monarhiei da. ce avea o poziție privilegiată ai fi șef pe viață, nu știu, chiar la, nu știu, al Academiei, că el a nu, fost... Vrea, vrea Dinescu, știi că Dinescu își permitea să vorbească Dinescu. așa cu Iliescu. Da, da, da. da, da, -a da, da, da. Ai să restaură monarhia. Corect, Dinescu. Și îl bătea la brez. cap. lua, nu, lua așa repede, știi? Iliescu stătea, nu avea, nu... Și îl lua Dinescu repede și îl convingea. Semnează, bă, hai brema ta, le semnează aici, știi? Dar știi istoria... Ai că nu știi istoria, nici eu nu știu exact, dar știu legendele despre răzgândirea lui Iliescu. Când l-a chemat pe Rege. Că România au fost două mari momente. După Revoluție, de schimbarea uh, gesturilor puterii, care era comunist, o cretine. Iliescu, care îl cheamă pe Rege și te care acceptă vizita Papei. Astea sunt niște momente cheie în istoria noastră, care au schimbat România. Adică, ea se schimbase, dar nu la cap complet și legat de venirea lui Iliescu, uh, regelui în țară la chemarea lui Iliescu, e legenda următoare. Asta postită de cei care erau șefii, să zicem, de la Cața Vencu, care erau uh, amici cu acest consilier prezidențial și l-au bătut la cap pe Iliescu. Asta e legenda. Exact așa a explicat, domnul președinte. Dacă faceți asta, veți intra în istorie. O să Vă nici... asigurăm că nu e restaurație. Doar că îl chemați. Formal, așa. Pentru NATO, pentru UE, pentru. Exact. dați mâna, va fi un moment istoric. Băi, și l-a bătut la cap până când Ilescu a acceptat. Pentru că el decidea, nu decide altcineva. Ilescu da, da. zicea da sau nu, nu exista da. altcineva. Serei nu exista pe vremea, nu, nu, nu exista nimeni. Și l-a bobinat cu Eugen Mihăiescu pe uh, Ilescu până când. Bine, domnule, hai. Hai. Da, să nu stea mult. Nu știu cât gură ora, Da, da, da. Păi nu mă s-a gândit, nu, asta este important la Iliescu. Că Iliescu a fost un om inteligent. Asta este. Este, că n-a murit. Este. Acum nu știm că din creier mai are valabil, dar este. Uite, chiar azi l-au trimis din nou judecată. Au Da. Se milă sau nu? Da, mi-e doar lehamite de toată chestia asta, de tot îl trimit o la 2 ani îl mai trimitem pe Iliescu în judecată. I-au retras titlul de revoluționar? Nu, i l-au retras, dar el a contestat, se judecă. Se în judecă. Instanță, se merge în instanță, da? Bă, luptător Iliescu. Da și tu dacă ai fi fost acolo cu revoluția și ți-ar fi retras titlul, nu te duceai să te luți pentru el, că până la urmă cu aia ai intrat în istorie, știi, tu ești acolo. Și îți retragă și revoluționară, revoluționare, ca și cum ți-ar nega meritele pentru actul tău cel mai curajos din viață. Și rămâne. Teoretic. Pe el interesează, istoria. El interesează istoria. Pe el interesează istoria. Da, ilescu Cum? oricum, Iliescu oricum este manual. Punct. Da. Nu mai ai ce să zici. am da, da. zis de la început că m-au întrebat, nu mai știu, am dat un interviu și m-au întrebat atunci când au apărut știrea cu retrasul ăsta, că i -a retras certificatul revoluționar și am spus în interviu, sunt absolut sigur că Iliescu se va bate în instanță pentru chestia, că nu pentru beneficiile care vin la pachet cu certificatul. Nu-l interesează ce? pe cu bani și ce mai îi dă lui gratuitate pe RATB la, <gântu -i> la certificatul de Revoluție. Bine, tu știi că Iliescu cred că mergea și cu autobuzul înainte. Da, dar ideea pentru că se va bate pentru chestia da. asta. Și pentru dosarul Revoluției la fel se va bate pentru uh, a demonstra că nu poate fi vinovat de ce s-a întâmplat acolo. Știi? Din păcate, încă nu avem aparatul de procurori și de oameni care să facă în rechizitoriu calul. Care este chestia aia acum? Poziția mea publică referitoare la chestia e fi cunoscută. Și chiar dacă oamenii am acuzat că el apăr pe Iliescu, nu e vorba despre asta. Este vorba despre pur și simplu dacă te uiți din afară, fără să știi nimic despre chestiunea asta. Nu, nu știi nimic. Nu, te interesează Revoluția, Iliescu. Dacă a fost, n a fost vinovat, ce s-a întâmplat acolo, știi? Dar vezi o succesiune de acțiuni. Adică ce vezi? Vezi că o secția parchetelor militare tot trimite dosarul ăsta în instanță de câțiva ani de zile, de zeci de ani de zile. Și de fiecare dată rechizitorul ăla se întoarce. Bă, ceva nu înseamnă că nu-i în regulă acolo. De ce tot, știi, adică ăștia ar trimit înapoi, ăștia iarăși îl dau un rechizitor, iarăși se dovedește că rechizitorul e greșit, se întoarce tot la SPM, iarăși vine alt rechizitorul, care iarăși se întoarce și tot așa, adică ce-i ping-pongul ăsta? Trebuie să fie ceva greșit acolo. Pentru că nu se ajunge pur și simplu, nici măcar nu s-a ajuns după 30 și ceva de ani pe fond. Adică, până la urmă, ce care este scopul acestui proces? Să se judece la tribunal, să vină mărturii, să vină documente, să arate, uite, a făcut așa, s-a făcut așa, să vină Inescu să spună, nu am făcut și să spună, mă rog, e un proces public, ceea ce își dorește România din 89 încă, din 90 sigur. Dar crezi că mai vrea lumea ca Iliescu să fie condamnat? Da, sigur că da. Numai că vrea, mai mult decât atât. Cred că majoritatea oamenilor deja îl consideră vinovat pe Ion Iliescu, fără procesul ăsta. Dacă te uiți în reacțiile care sunt uh, pe media și pe rețelele de socializare și oriunde, aiurea, știi? Lumea îl consideră vinovat pe Ion Iliescu. Că o parte dintre fanii lui s-au dus. S-au dus fanii lui și acum nu adică s-au dus S-au dus s-au dus. dus. Da. Și, bă, și sprijinitorii lui politici s-au dus, și apropiații lui s-au dus, știi? Și cumva era rămas așa o efigie a trecutului pe care îl urâm toți, într-o formă sau alta, știi? De fapt, to toate, cum să zic, toate nerealizările și lucrurile rele sunt reprezentate de Ion Iliescu, care trăiește și uite, lumea se enervează de fiecare dată că nu e pedepsit pentru ce a făcut. Eu nu zic că, și aici, știi, asta este lucru care uh, îi, îi enervează maxim pe oameni când le spun. Eu am zis așa, băi, eu vreau ca Iliescu să fie judecat și să fie condamnat dacă este găsit vinovat, să fie condamnat pentru ceea ce a făcut, nu pentru ce n-a făcut. Dacă nu avem am, bineînțeles. dovezi că el a făcut niște lucruri, nu putem să-l condamnăm pentru că vrem noi, așa credem noi că el le-a făcut. Știi? Și mi se pare că cumva E, e și o parte interesantă aici în procesul ăsta al dosarului revoluției și la ceea ce fac procurorii. Cumva și procurorii împing lucrurile astea pentru că ei vor să bifeze o, o cerință populară. Mi -a, mi -a, și mie mi se pare că mai mult. fac de dragul. Da. trebuie făcut. Trebuie făcut. Adică voi n ați Bă, făcut nu asta. -ați făcut, nu l-ați găsit încă pe resulțul. Și aici e, e pericol. Da, hai, găsim. Aici e pericolul. Când exact. o faci forțat, nu mai faci exact. de plăcere. Nu o faci și nu faci legal. Exact, dar nu o faci legal. Nici legal. Și de fapt asta este problema. Că în mod repetat ei au ieșuat în a găsi argumentele legale și probele juridice. Atenție, juridice. Probele juridice, nu considerațiile mele, ale tale, ce s-a dat într-un documentar la televizor, ce s-a scris într-o carte despre Revoluție sau ce spune X sau Z când e întrebat într-un interviu. Probe juridice care într-un tribunal să țină. Adică, nu știu, uite, avem aici dovada că Ion Iliescu a zis să dați drumul la diversiune. Sau un martor care să-l fi auzit să spună chestia asta, da, domnule, nu în ziua de cutare, Iliescu a zis, dați drumul la diversiune. Cata, domnule, e fapt, e, e probat în justiție să-l condamne. N-am văzut lucrul ăsta. Eu cel puțin. Aici am eu o întrebare care mie îmi persistă în cap și te mai pun încă o dată că am ajuns la acest subiect. Crezi că, ca în orice proces, vinovatul poate fi exonerat nu de toată răspunderea, dar să-i se dea o pedeapsă mai ușoară lui Iliescu pentru meritul, totuși de a fi, nu că participat la Revoluție, de a fi adus Rom Revoluția peste România, Că s-a lipit la ea, că -a lipit totuși s-a lipit, dar a condus-o. Da. Mai zici și tu. Punct. De-aia de ne-am întâlnit. Uh, da. că, pentru că ai scris tu acel articol cu. Că, la tine am citit. cu Stămculescu în care a dat puterea, cam da. asta a fost logica. Da. Totuși a condus Revoluția, da? A condus îndepărtarea regimului Ceaușescu de la putere are un merit. L nu există. L-a executat pe Ceaușescu. Bine, rău, nu știm. Uma, eu legal, ți-am zis, le... eu mă apăr cu ce a zis da? Andrei Pleș, da? domnul da. Andrei Pleș. A zis, domnule, la momentul ăla nici eu n-am putut să zic, domnule, nu e umanist, nu e frumos. Toată lumea voia asta. Toată lumea vroia asta. să spui, nu, domnule, eu atunci nu vreau să-l omor pe Ceaușescu, eu aș fi vrut un proces. Iure, erau oamenii, Că sunt imagini. Proces. Băi, sunt imagini cu oameni care s-au adunat, adunat în fața televizorului, este un documentar al domnului Ugică, dacă l-ai văzut, secvențe ale unei revoluții, da, e un ce? documentar și acolo e o secvență când se anunță, nu mai știu unde erau ei, erau la o întreprindere undeva, e o secvență de la o întreprindere. La, la ce te referi? Când urma să se difuzeze da, procesul anunțat, și s-a văzut în masă, s-a anunțat, execu anunțat execuția, nu că urmează procesul. Că a fost și a fost caseta. S-a dat filmulețul ăla cu execuția pe TVR. Mă, s a dat tot procesul. Eu nu vorbesc de proces, eu vorbesc de execuție. S-a dat la finalul da. casetei. Da, s-a dat. Da. Și oamenii au stat da, acolo. Da, și am văzut și, -au și eu. Preaudat. Da! Erau bucuroși. Dar e, zic făceam. eu, ce bujică! Eu eram în tabără la tine <gânt> în județ, la Bacău. <gânt> eram la Bacău. Da. Nu mai știu în ce, Com Comana. Com comana, cred că se da. numea. E tabără, nu Comana din București, Comana din, din Bacău. Și toată lumea, profesori, elevi, am vizionat la comun și când a zis ce să am executat yeah! deși mai, yeah, 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 yeah. yeah! de norocitul. și când am văzut nu mai știu dacă nu mai țin minte când am văzut dacă am văzut cred că se dădea Băi, hey, deci eu, Fedel, Fedel, fara, Fedel, da, o da. glumă nu, da. țineți ideea okay. glumă obișnuit cu regimul de acum al televiziunilor îmi puneam acum problema Totuși a difuzat o execuție la ora 12. Normal! Că mă întrebau acum, bă, au dat și secvența. Nu, că au dat, în mintea mea lucra. Bineînțeles, au dat și secvența omului, că asta era da, toată cheia. Da. Eu țin minte că s-a dat caseta, da. A trebuit să verificăm. S-a dat, ei au început să o anunțe de seara. S-a anunțat-o dacă o zi înainte. Și că imaginele nu se vor fi difuzate. Măi, cred că a fost anunțat. difuzat la, uite, acum că na, nu le știm pe toate la trei noaptea? Nu știu. Eu l-am văzut a doua zi. Cred că a fost reluată... Nu, sigur că a fost... De mai multe ori. acum ce mai Dar știu că a fost în timpul zilei, practic. Păi eu l-am văzut în timpul zilei, că eram la tabără totuși, nu l-am lăsat decât până da. la 12. Da, 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 era în timpul zilei, da. undeva, nu știu la ce oră au dat Eu l-am văzut la 12. La TVR. Uh... Dar asta, știi ce vreau să spun, este că probabil dacă ai putea să faci chestia asta, îmi dai seama că în ziua, în zilele alea, dacă făceai un sondaj da, și mă întrebai în România pe toți românii dacă vor ca Ceaușescu să fie executat, tu ce, care crezi că ar fi fost rezultatul sondajului? Găseai un român care spună nu, eu vreau să fie un proces da, echitabil. echitabil. și nu, nici, cred că nici apropiații lui Ceaușescu sau mai ales apropiații lui Ceaușescu ar fi zis omorâți-l, <laughs> pușcați-l, gazați-l, nu știu. Așa. Bine, asta cu intonarea versurilor din internațională, să știi că a avut efect la oameni. Când a început reconsiderarea lui Ceaușescu da. în gazetele lui Vadim în general, da. acolo deja îi citeam bunică mii. Bunică... Din România Mare? Din România Mare, din România da. România Mare. Mie mi a plăcea, citeam mă distram, era revistă de umor la fel de bună ca avem. Râdei! Nu, ce pastilele alea, alcibiade. De alcibiade, muc și sfârc. Mai era o rubrică cu caricaturi tâmpite și da, avea Și poze, asta era, avea și poze cu femei goale pe ultima pagină. Da, da, da. Era rebus. Asta nu-i normală. Asta nu-i normală. N-am înțeles niciodată de ce spunea asta, nu-i normal. Era ca un fel de rușine. Bă, era bun ca... Ca vânzare, Ei, teasing. Îți dai seama pe vremea aia că nu găseai reviste porno sau nu știu, Ei, reviste... Ai că era după Revoluție. Da, mă, dar nu găsi Noi că te duceai tu ca și copil să te... să pe reviste porno. <gângă> nu prea, nu prea infractarea... Dar cum se numea rubrica aia mare? Aia, aia pe eu, care o citea toată lumea. Nu știu cum se numea, era ceva, Cibiade. Da, dar era scrisă, așa era se al cibiade. Nu, Dar, că acum dacă tot mai pus, ia să vedem dacă, băi, mi-e bă, în râdea. Băi, n-am înțeles asta, știi, nu? E, deci, așa cu, cu mintea mea de copil prost, ac care mă uitam la poza așa? aia, oricum ziarul nu era tipărit pe o hârtie de mare calitate și poza aia abia se distingea, era... Era o prostie. O prostie. Așa. Dar nu înțelegeam de ce spune asta nu-i normală. În ce sens? În mintea mea nu înțelegeam. Că era un fel de scuză că, era, difu, că publicăm așa de, ceva. Nu, nu, cred că era ceva de genul, acum gândindu mă era ceva genul atâta de, e o tip atât de bună încât nu-i normală, știi? Și că e și dezbrăcată, adică e ceva... Uite, uh, nici, nici la... Wikipedia nu zice. Nu zice. Ne-am uitat și noi pe Wikipedia odată. No, nu zice. O nu zice ora, zice filmarea uh, din filmarea cu procesul și finalul au fost difuzate în acea zi la televiziunea națională. Nu e adevărat. A fost... A doua o... zi a fost difuzată. Uh, cred că noaptea, eu zic. Eu am feeling că a fost pe la trei noaptea, da, pentru că toată România aștepta și ăștia spuneau, vom difuza caseta, toată lumea așteptați odată. Și cred că s-a negociat ceva, nu-mi dau seama, s-a montat, nu știu. Pentru că, uite, a fost, nu știu, mai țin aminte, a fost executat -a la fost 3 dat, fără 10. N-a fost dat tot procesor cum au dat secvențe și după aia tot. execuția. Partea, de fapt, execuția. cea a prins? Că știi că ți-am povestit, nu știu dacă ți-am povestit faza cu cameramanul care n-a prins uh, execuția. Eu am văzut un de documentar camere. despre asta, că n-a prins-o pentru că Oia s-au apucat repede să-l ia să-l și n-a apucat să și ia bateriile, să-și ia... baterii, da, da. un cablu, s-a oprit camera și el n-a prins practic n-a prins când erau deja morți și se mai trăgeau în ei, dar el n-a prins când ei erau la zid, când Ceaușescu, mă rog, ce-a mai zis acolo cu internațional și așa, n-a prins-o, pentru că au început să tragă așa, deci imediat. S-au dat doi pași înapoi și au și tras. ăsta n-a prins Exact, Și era nevoie de aia, că lumea nu credea? Da, da, da. Că de-aia au filmat, păi că cumva știau. erau niște trupuri întinse pe jos, după aia au filmat într-adevăr, știi că vedeai... De aproape știu, că știu. Au filmat de aproape. Dar așa, dacă vedeai numai secvența erau niște unii ciuriți acolo. Îți pare rău că nu a fost tot filmul? Nu știu, mă rog, ca ca istoric, da, normal că pare rău că când au filmat tot ca să fie cât mai completă toată scena, atunci nu știu ce relevanță avea pentru, pentru mine, de exemplu, sau pentru alții. Hmm. Da, să ne întoarcem la oile noastre, să facem chestia asta cu, pe care o ziceai tu, istorie contrafactuală cu restaurarea monarhiei. Să facem așa, să vedem da. cum ne duce. Deci răspunde, la exonera de răspundere sau cât ai tăiat din pedeapsă pentru că a gestionat Revoluția Ilescu. Da, nu. Cred. E foarte complicat. Adică dacă n-aș putea să tai din pedeapsă, știi? Adică nu. dacă Ilescu s-ar face, ar exista proba asta și no, s-ar proba, S-ar proba în instanță că Ilescu începând din 22 decembrie cu bună știință a coordonat diversiunea care a omorât 800 și ceva de oameni. Ai dreptate. Nu aș găsi nu, niciun nu, fel de scuze pentru trebuie. putea să conducă mama revoluției. Am fost influențat de gândul am citit acel articol, mai țin minte, ce articol de Andrei Pleșu, care vorbea despre acest moment și cumva înțeleg și Sander, îl încărca cu Sander, această Sander aură, totuși a făcut revoluția. Băi, nu -l iertăm, e, nu. e o discuție complexă asta. Eu, și eu sunt de părere, de exemplu, că nu, rolul lui Iliescu a fost uh, să nu înceapă lumea să mă înjure, dar a fost un rol mai degrabă pozitiv în, toată, în tot Harloi misul Și că nu exista altcineva. Că modul în care s-a predat puterea lui Ion Iliescu nu putea să fie altcineva atunci. Iar ce a urmat ulterior, toată perioada de tranziție pe care am trăit-o noi, nu cred că lucrurile ar fi fost mai bune dacă nu era Ion Iliescu. Stilul lui Ion Ionilescu a, a, a permis un tip de tranziție care ni s-a potrivit nouă, românilor. Știu că sună. A, prost, nu, asta e oribil. Că nu sună, știu că sună prosmă, dar gândește-te un pic că dacă noi intram într-o perioadă românii erau total nepregătiți pentru ce urma, pentru ce trebuia să urmeze, total nepregătiți, refractari, uh, erau ieșiți dintr-o dictatură care, care generase un. Uh, un, un, un cumul de ură și de frustrare, care, punse, dacă nu ridicai capacul ăla de pe oală, ar fi bufnit. Uite ce s-a întâmplat în, în celelalte țări. La noi ar fi fost turgumure, conflicte interne, ar fi fost mai nasoale. S-ar fi întâmplat mult mai rău. Înțelegi? Conflictul. Iugoslavia, cum zic Iugoslavia. ăștia. Iugoslavia ar fi fost. Iugoslavia scria pe noi. Înțelegi? Pentru că era. Era, cum să zic, era... era ar fi va... fost măcel, fi că românii măcel. ar fi tras în... Ar fi fost în măcel. Hargita și Covasna. Ar fi fost măcel și... Adică n-ar fi știe, putut să fie secesiune. Nu că se știe că... unde se ducea treaba asta. Era nasol. Dar nu se știe unde se ducea și toată perioada 90. Și unde... Am avut mineriada cu acea, cu acea explozie de violență uh, girată de majoritate împotriva minorității. Și a scăpat ieftin pentru că oamenii ăia puteau să fie zeci de oameni omorâți și călcați. Și mai ceoare, mult. Și mai mult de mineri și de muncitorii furioși care simțeau că li se ia lor ceva prin această... Deci gândește că n-ar fi existat bufferul ăla. Și era o conducere care vrea să facă... Erau două reforme. Sau care făceau reforme bruște și spuneau să dăm... Să dăm închidem praf, minele. Facem reforme. Să închiz minele în 90. Poftim? Erau cu furcile aia și cu topoarele veneau și... -a în, reforma a început în 96, efect, da. asta mai dură. Deci asta zic, știu că te-a te enervat foarte tare că am zis că... Mai enervat, m-am tristat. A avut un rol pozitiv, dar trebuie să vedem lucrurile în perspectiva a ceea ce se poate face, în, un, în perspectiva idealurilor a ceea ce se putea face. Pragmatic, pentru România, Iliescu a fost o soluție bună în anii 90. Ar fi existat, cum spui tu, pe, dacă venea regele, dacă reușea rațiu, dacă, să dacă, dacă, dacă. Dacă, 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 asta în istoria asta contrafactuală nu înseamnă că se întâmpla. Cu ce să facă rațiu? Cu toate ideile lui generoase. Cine îl înțelegea pe rațiu? Și ce spunea el în 90? Nu aveam cum, pentru că eram un popor de țărani. Foști venea, țărani. Venea, venea, nu știu, un mare un profesor de la Harvard să le explice unor țărani niște mm. concepte Că nici nu pentru că noi ea. a fost săraci noi, poporul a fost sărac. A venit comunismul. Comunismul a fost Și uh, propaganda veche mergea în continuare. Da, nu se schimbă mentalitățile, se schimbă cel mai greu. Nu politica, și nu noi -aveam economia, numi, să înțelegem pe o chestie în care tu, tu a doua zi tu după ce s-a terminat revoluția în ianuarie, tu vrei să mergi la servici. Și să continui să faci ce ai făcut și până atunci să te duci la servici, să lucrezi, să-ți iei salariu. Da, să fie mai bine, să ai mai multe, mă rog, să se găsească mâncare, să fie program la televizor, să se îmbunătățească un pic condițiile de viață, dar atât. Chiar cum am umplut cu magazinele? Cu bani. A cumpărat. Ce a cumpărat? Mâncare. De unde? Din afară și dinăuntru. Mă rog, ce a fost înăuntru nu s-a mai dus la export, era iarnă, ce să se mai dă? Și s-au cumpărat, s-au cumpărat, cumpărat, cumpărat banane, s-au cumpărat din afară importuri. Toți banii ca să fie, să umple, na. Tu nu mai ții minte că eu nu mai ții minte perioada asta când s-au umplut magazinele. A fost, a fost o perioadă. Când au venit toate alea, blugi... La asta plume, era de deja, nu, 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 era deja... Știu. 90 binișor. da. Nu mă refer, în decembrie, ianuarie, februarie. Da, din ce au mai avut, din stocuri și s-au cumpărat, au făcut imediat importuri și au adus. Și-au tăiat bovine și da, caprine. Bine, că atunci a fost și fiecare, s-a dus și și-a luat, știi cum era, cum, cum se întâmpla pe la țară, se duceau oamenii la CAP și luau de acolo, pur și simplu. Dacă vroiai, îți luai vaca și plecai cu ea, dărbai ceapeu cu totul, cărai acasă. Nu zicea nimeni S-a furat atunci imens. Nu zicea nimeni S-a furat spus. cărămizile. Nu exista, da, nu mai dispăruse miliția, dispăruse ea, numai, dacă milițienii trimergeau pe lângă ziduri, așa că dacă ziceau, uite, milițianul, bă îl băteau ăia. nu mai exista niciun fel de autoritate. Era totul, era... Chiar ce s-a întâmplat cu ceapeurile? Imediat. Au fost, fost, devalizate. Devalizate, bine. nu? Da s-au dus și au luat fiecare ce Acolo unde, mă rog, au putut. Unele au fost, mă rog, care erau mai organizate, mai cu pază, mai cu nu știu ce, nu s-a furat așa, dar unele au fost pur și simplu devalizate. Ei ce spun ăștia? Că s-au furat, s-au dus pe câmpuri, au furat țevile de irigație. Toată irigația că... s-a da, dus. Știu, știu că... asta că Pentru că asta a fost, știi, oamenii care au ieșit de atunci, ce au cu ne luăm înapoi și noi. Ce au furat ăștia de la noi și s-au dus toți și au luat fiecare ce a putut. a fost, este o scenă care o povestesc foarte mult de noi, dar gândește când au intrat în, în CE atunci, de ce au fugit Ceaușescu. Unii intrau pe ușile CE-ului să se ducă sus și al alții coborau cu covoare, cu casetofane, cu mobilă, cu ce a putut fiecare să ia. Deci unii au intrat în cerci și au furat. Dar știi de că acolo. au fost și oameni care n-au făcut asta. Normal, dar eu spun că unii... Ai mei n-au avut curaj să facă așa da, ceva. Era rușinos normal. să furi. Dar au făcut unii. Înțelegi? Mulți au făcut așa. Mulți au făcut așa. Bine, păreau fraieri care nu au făcut și după aia da. regretau unii. Au regretat, eu -am, că, a. putem, uite, vecinul a, a luat uh, da. roată de daci, nu știu. Exact. Exact, sau nu, a luat niște bani, era într-un seif acolo, că așa am văzut, erau cu dolari. Mm. Era. Ce prost am fost că n-am luat atunci. adică da, ce oameni erau aia care luau din... Am auzit chestia asta. Bă, măcar cu atâta să mă fi ales și eu de la revoluția aia. Da, da, da. Da. Asta e... De prost am fost. Uite, la a fost. furat și... Că nu, că după aceea a părut că ai fost prost. Pentru că cei care da. au furat, au păstrat bunurile și au prosperat. Unii. Da. Și chiar părea că... Uite mă. Bine, asta e mentalitate de român hoț care chiar și dacă nu a furat, de o chestie. Îi pare rău că nu a ascunde furat. Ascunde o chestie, că nu neapărat că e mentalitate de român fost, dar ascunde acel regret că, bă, prost am fost pentru că eu am crezut. ei păi da, eu credeam în revoluție asta zic. și am fost un mare prost că am crezut că s-a ales praful de căcatul la care credeam. Eu în vreme ce ăștia măcar n-au crezut în nimic, dar s-au ales cu un covor, cu niște bani, cu Crezi că în Germania s-a Te chiar în RDG s-a furat așa? Cred că și acolo au fost. Nu de amploarea asta pentru că nemții sunt, pe asta zic, Cehia popor... s-a devalizat. S -a, cred că s-au fost și pe acolo. Pe nu, asta nu știu, nu cred. Nu cred. Mă, dar e, asta ține și de, cum să zic, de specificul, că tot încerc să explic când vorbesc despre Revoluția din de 99, că e vorba de un specific românesc acolo. E o revoluție românească pentru că e pe specificul nostru. Și aia a fost o supapă. ți zis de, era o oală sub presiune. Toată lumea mustea de ură în România în 99. Musteam de ură toți. Împotriva Lucea împotriva statului, împotriva autorității, whatever, comunitatea toată lumea era super sufocată de nervi. Și a fost o izbucnire, pur și simplu. De fiecare a făcut cum a dus capul și că de oia care și să... Păi, s-au întâmplat situații de genul ăsta. Unul și-a luat pușca și s-a dus, el credea că e în de la video, s-a apucat să arunce cu grenade prin oraș, adică... Ce și noi a venit vecinul de jos să-l mă repete, că pentru că era, el era tractorist a, el. la insula Marea Brălești, era director a. sau contabil șeful în Suleiman. Și el a venit că el a și auzit. Adică, el, el nu făcea neapărat din vreo răutate directă. El așa a înțeles. A înțeles. Și avea venit să vă omor. Da. Și a zice, băi, stai așa, sunt vecine, stai un pic. Plus că este. Nu stăteau... băi, stau deloc. Și uite, a. vezi cum arată structura sistemului comunist? Deci, domn director stătea la 1, tractoristul, vezi câtă egalitate și asta a să explice, le explice Stai meu, că nu sunt ca tine, nu am eu, că la credea că tai era reprezentantul totuși puterii, cum ar veni, dar era puterea să era un economist foarte, foarte bun. Cantea, era unu, și era, era, -n -n -n. De șanță, de les, era, de la șanță, că la și înțeles. El a venit, mi se pare că a venit cu un cuțit sau cu o secure ceva. Că așa înțeles că trebuie să le tăi în gâtul la Și pe aia băi, stai, adică nu știu cum a fost, poate să mai întreb o dată. Dar a să-l liniștească, de au cine, stai un pic, gimnata, că și eu sunt, nu avem, mă, uite, vină în casă să-ți arăt că n-am, nu știu ce salamuri. Că e foarte complicat când te apuști tu să faci niște teorii Dar de asta. ungurii au mai făcut asta. Ungurii? S-a tăiat capul la milițieni. Bine, 56. Numai acum, la Revoluție. A la Revoluție vorbești de ăia de la Harghita Covas? Da, să a tăiat da. gâtul la Polina. Da, poli. Nu mulți. Niște milițieni, unul, da, doi. Da, dar ăia știi de ce? Pentru că ia aia... și răi, cred că. Nu. ei erau, erau, niște unii, deci erau infractori. Înțelegi? Erau niște infractori și l-au prins pe milițianul care i-a băgat la pușcărie. Basic, asta a fost. N-avea nicio legătură nici cu Revoluția, nici cu nimic. Răzbunare clasică de infractor care l-a prins pe milițianul care l-a băgat la pușcărie. Aia a fost acolo. Nu interetnic, nu... N-avea nicio legătură. Știau că ăla i a băgat la pușcărie, i-au luat gâtul, mai știu, nu l-au dat foc sau chestii de genul ăsta. Aia a fost o răzbunare de interlopi, s-ar zice azi. Înseamnă că n-a fost așa rău trecerea, vorba ta cu Iliescu? sau evitat niște era crime. România, eu zic că se putea mai rău, înțelegi? Chiar și bă, numărul morților din, de după 22 se putea să fie mult mai mare. Iar asta cu războiul, dacă ar fi fost, ăștia ar fi intrat cu tancurile, în ar fi omorât? Da, 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 fără îndoială. Deci ce Kosovo, ce Era ce Bosnia. v văzut la televizor cu Serbia, când războiul din Bosnia-Herzegovina, așa era acolo. Fii convins de chestia asta la Ura și la, cum să zic, care au s-a alimentat de zile asta, știi, cu ungurii, cu nu știu ce, cu Transilvania Și invers, și invers, pentru că și era un da. Eu acolo mergeam, că da. am rude. Dar tu știi ce ură era? În da. familia care era mixtă. Deci, una a fost, era o familie mixtă. ia un că el român. Doamne, dacă de urât vorbea unii despre alții. După care a trecut timpul, ia românul, nostru, -a care a fost harnic, -a și Ghizi, pe la armă Da. Și-a dat seama da. că e bărba bun, ăsta românul, și e ok. Că și aia vorbea urât da. în casă, tu române, care uite așa și pe dincolo, tu cu faceți voi cărlene și. După aceea și-a că ăsta rupea de un munga, da, s-au păcat, mă, a zis zis au plecat ceva. în Franța de nu știu câți ani. Aia chestia lui cu concilierea, care toată lumea a, a, i-a făcut-o Guler și a zis, a, e concilierea lui Iliescu, care de fapt este reinstaurată, da, ok, așa e. Însă în spatele conceptului ăsta de conciliere nu era o chestie foarte greșită dacă lăsai lucrurile să evolueze, păi era război tuturor împotriva tuturor. Mai. Era, nu că venea ăla să ia gâtul, dar venea. După aia îi omorau pe intelectual. Mineriadă? Îi omorau pe ăștia, îi spânzurau, deci i-ar fi căutat pe toți intelectualii noștri și erau agățați de, lamp, de lampadare. Da, Când... nu, asta mai încolo, pentru că intelectualii da. au crescut după Revoluție. Nu știa nici cine nu, dar, știa de Liceanu. Da, dar atunci era 89. foarte simplu. Omul era foarte simplu, după 90, să faci linșaj cu oamenii. Deci dacă le arătai cu degetul, dacă arătai cu degetul mulțimii, omorâți-l pe ăla, băi, se făcea chestia asta. Da, cred, cred. Era Revoluția franceză, ghilotină, toate alea. Deci era o revoluție sângeroasă. Deci pois că bă, noi n-am avut revoluție vreau până începe. la 89. Da, Nu-am avut ungurii. Bă, n-am avut nimic. în 56 au murit oameni. Bă, noi n-am avut nici încercări avut de nimic. reformă, n-am avut opoziție, n-am avut debușeie de din astea, o, știi, 56 în Ungaria, 68 în da. în, în Cehoslovația. N-am avut nimic. Tot la noi tot Hai, a fost Brașov, ținut, a a fost ținut cu un capac 50 de ani. În timp în care generație, generațiile au crescut, copii crescuți, născuți în comunism, crescuți în comunism, cum eram eu. Eu mă țin minte pe mine din anii ăia. Uram foarte mult. Deci aveam în mine aveam în mine acest... Cine ai. Pe toată lumea, pe regimul, <laughs> că nu-i lumină, că-i frig, că n-am gumă, că n-am haine, că nu... Că eram că -am, îndoit. -am nu, uram. Uram pe milițieni, mi-era frică de ei. Uram. Adică asta era... Eram, eram un un copil încrâncenat. Da, nu știu, eu eram, eu credeam că așa trebuie să fie și mintea îmi spunea, bă, nu e ok, dar trebuie să ne supunem. Și vedeam așa, ca un fel de, eu am mai zis, era un fel de Disneyland comunist pentru mine. No way. Era un par de distracție mai nasol. Da, no. da, no. no. da. așa adică nu era nimic de mâncare, da, dar ne dădeam în niște leagă, ne nasoale, mai o portocală, mai te uitam la un desen animat de la ruși, trecea viața. Era ok. Pentru mine. Europa. Și urma să fiu, probabil, nu știu, un sistem. Nu mă vedeam costa. Deși era. eu eram. Eu în caricatură cu Ceaușescu, ascultam Europa Liberă. Da, da, eram nu foarte nu conectat. Nu era vorba de asta. Era vorba și de nivelul de violență pe care noi, ca și copii, îl aveam. No, era o violență care era sădită în noi, din cauza condițiilor în care trăiam. Noi ne strângeam, era la un moment dat. Deci, pur și simplu era o nebunie isterică. Deci, ne strângeam 20-30 de băieți cu bețe și băte și uh, pietre și ne, bă ne duceam să ne batem cu alți băieți din alt cartier. Da, înțeleg? așa era și la noi, blocul Certe, 32 din cu și blocul 31. Nebunii, și tădeam cu pietre și nu, îți imaginezi că o aruncam cu cărămizi și puteai să-l omori pe ăla. Astăzi, Dumnezeu dar... copilăr există. Băi, da, am supraviețuit. Nu vreau să-ți spun, nu vreau, nu, vreau să intru, să cum am făcut paranteza, nu vreau să-ți spun cum ajungeam eu și veneam de la școală. Când veneam noaptea de la școală și treceam pe o strandă unde nu exista niciun bec, nicio lumină. Cu gropi, cu dracu și cum... jocurile alea foarte periculoase. Și jocurile cu... alea. Gornete. Stai ochi. Erau, erau cum erau, dar ne jucam în șantier, pe șantiere, da. ne jucam tot timpul. Da, în... ce-mi plăcea. Da pe șantiere unde Copii erau era, fostele iar, case iar, dărmate ca să ridice blocurile alea da, mizerabile. Dar ne jucam în niște locuri unde astăzi, cred că părinții de astăzi ar face atac cerebral. Da, dacă la gunoaie. Da, Copii... Mergeam în... la gunoaie să vedem cum se ridică exact. gunoiul Bii, cu mașina. Cu bai, ne jucam în, în gropile alea, ne jucam cu carbid. Ai glu... leu! Da, făceam tunuri cu carbit, <sus> explozii. Eu n-am avut, pentru că eu mă consideram o familie de intelectual, dar jinduiam să am și eu, doamne, cât aș vrut să am și eu tunurile alea cu car... Cred că am avut, ce am avut? Am avut ceva, n-am avut nimic. Cred că odată am avut uh, prostie de-aia cu duză în care puneai, uh, cum se aveai numește, de fosfor. Aveai injectori, de la chi Da, erau super puneau. periculoase. Știi, scoteai ochii, îți sărea un cap. Erau <laughs> nici de dea un cap. Da. Știi, le amorsau uh, un cap. Da. Cum să nu? Și era în trecere cât de multe, știi că erau niște, să pui câte... câte multe chibrite <laughs> din alea poți să pui să încapă într-un injector din ăla și puneam atât de mult ca nebunii, ne era și frică să-l pocnim, știi, în mână, că ne dădeam seama că o să sară cu o să ne sară cu un cap și la aruncam. Deci la aruncam da, da, da. Ajut și sărea ăla în toate direcțiile, înțelegi? Chiar și jocul banal, cartonașe. Voi jucați cartonașe? Da, cum să nu? Dar de unde aveați cartonașe? Nu mai știu, ne făceam din niște... Uh, Ori aveam uh, din cutii de chibrite pe care le rupeam și rămânea partea aia... Dar voi nu a... aveați... Doamne, simt mirosul acum! Ne duceam și cumpăram uh, uh, o... cum se cheamă? O, din aia de 10 cutii de chibrite. Vedeți? Erați uh, nefericiți pentru că voi nu aveați ce aveam noi la Braila. la noi era fabrica de celuloză și hârtie aia, aia, aia. și părinții aia. celor care lucrau veneau cu... doar mi se face pielea așa mi-aduc aminte acum, deci acum aș vrea să am așa un tank de uh, cartoanele de chibrituri noi aia, aia. și aia care veneau cu cartoane noi tuff, mamă și puneau aia tuff. Da. mamă cartoane noi Da, aici oricum. și cu ce aruncați cu el uh, ne făceam din. Uh, aveam niște pietre. din astea, nu pietre, cum se Ce? Cu, uh, Aveam niște. din alea de la. rupeam de pe blocuri. Uh, carton din ala cu care se izola blocul. Știi, erau niște. Car, niște da, car, știu. Carton din ala negru, așa. Da, care carton. Se pe da. Și îl izolau blocul. Da. Ala. Și noi mergeam pe bloc, rupeam alea și le puneam unul peste altul, le lipeam, așa și ne făceam un fel de. asta de aruncat. care Dar Nu era cu cărți. Mă rog. Și după aceea se trecea la manuale. Da. Cele mai mișto, mergea și cele mai bine mergeau alea cu coperți de plastic. Și când de dădeai, da. să ce no, Noi aveam din alea, ne făceam. Nu, alea era azi. numai cu cărți. Okay. Do, Două cu cart mare și acela, mamă, să rupă asta și după aia dădeai seama că nu era așa bun, era ideea să fie medie. Ca din, nici prea subțire, nici A, țărănie. Îți explicam că noi eram, am fost o generație, eu cel puțin acolo în Bacău unde locuiam, eram foarte mulți copii, pentru că eram mulți copii. Era la generația de... avortului, te da, zis. Așa, și toți aveam, toți eram într-un fel sau altul foarte violenți și foarte porniți, așa, adică aveam o jocuri din asta numai bazate pe violență, foarte ne, cum să spun, ne, unsafe o, pentru cineva de dar al... Parcurile de copii erau toate unsafe. Erau la gânele care te dă peste cap. Există așa ceva De acum? Eu zic așa, deci dacă e copii, păi nu, alea după, după mine cele mai periculoase. Dacă e copilăria mea și a, în general, a generației care a trăit în blocuri, între blocurile alea Aha. acolo se și face... o teleportez, astăzi eu cred că nebunește, adică dacă că eu am un părinte astăzi care să lasă copilul afară să facă ce... Știi leagănele am? care se, dădeau, se dădeau o, peste da, cap? Da, da. Și erau aia care se dădeau și pe a rămâneau așa? Da. În echilibru? Să nu fără nimic să fie agățat sau ceva. La alea cum arătau alea, că erau vai mama lor, leagănele aia, era, era frică să te urci în ele și așa, pentru că erau rupte, erau ruginite. Da, așa, oprește-te <laughs> că mi-am adus aminte, doamne! Știi leagănele în care puteai să-ți prinzi picioarele să ți le rupi? Da. Alea, tip, uh, era un fel de baldachin așa da, da. Și, alea, și ne dădeam la maximum și dacă da. până ai piciorul era că ele se, se, Exact! Păi nu, se plia! Se plia, și da. când aveai viteză, când se plia. La, când da, sus, sus se, se plia. Și pus. dacă tu băgai piciorul acolo, da. era. mai erau unii. Da. Ua, în prin ce am trecut și am scăpat. Picioare rupte, mâini rupte. aveai cuțit? Ei, toți aveam cuțit. Nu cuțit, stai un pic, bricea cuțit. Da, aia. bineînțeles, era bineînțeles. la Brăila, scuză ce întrebare. Stai asta. puțin, că nu era vorba numai eu, Toată lumea la mine la bloc Știu. avea. La Bacău nu eram cuțitari. Pe nu, asta era legenda. Brăila, când mergeam în tabără E de unde stai, mă, din Breila. Și unde vă sunt cuțitele? Vreau zic, care, mă, că nu avem nimic. Pește? Până, da, până azi, dar eu vorbesc de, de, faptul că tu erai copil și aveai cuțit. Da. Aia vorbesc eu. Știi toboganul A. acela? Sunt toboganele rusești. Alea în alte mari? Da. Ăla de piatră din Floreasca? Da. da. Tu te să te dai pe el acum. E închis. Da, e, e, Bine, aș și murit un copil. Păi, mă rog, vezi? Vezi? Deci acum este blocat cu o scară falsă de fier și nu mai poți să te dai da, câte, Și asta era numai pericolele la joacă ale unui copil care creștea în loc. Când <laughs> la joacă. Doamne, <laughs> și noi mergeam la practică cu niște autobuze cu un milion de copii în ele care de-abia se mișcau. Burduful așa. Care da, unde puteai să-ți rupi coloana. Era, fost, nu era nicio problemă. Au fost incidente. Au fost Bineînțeles. Și a fost unul, a scris Mihai, prietenul meu, de metriadă despre el. L a găsit el în dosare cu niște copii care au murit într-un. erau cărați cu niște remorci din astea și da. a răsturnat remorca remorcă. Da, și -a remorca. Murit. Au murit copiii ăia. Beam apă din cisterna de pe câmp care adusă de la apă de la animale. Și beam apă. azi dacă ar vedea o mamă, așa ce ar fi. Ăștia de, cum ar zic? fi pe ce buhnici ar fi copil scandalul <laughs> care a ieșit pe rețelele de pe socializare am, și chiar țin expresia că veneau niște muncitori să ne dea apă că n-aveai ce să cari era greu să cari sticlă, că nu exista sticlă de plastic a fost visul meu să cer de la o colegă, care nu mi-a dat până la urmă Ramona al cărei tată era marinar pe vas capitan și avea sticlă de Fanta mm. și am visat am visat noaptea că o să-mi și mie o sticlă goală de Fanta. Visam să o sticlă goală de Fanta. Și nu glumesc. Da. Și m-am dus la ziua ei că nu m-a chemase. I-a chemat pe ceilalți colegi și am bătut la ușă pentru că i-am promis da, de fapt ea mă ducea cu vorbă. Da, mă, să-ți dau. Și m-am dus de ziua ei unde nu fusese invitat. Bună, Ramona. Știi că ai zis că îmi dai o sticlă goală de plastic. Da, da, da nu pot, dar nu pot, nu-ți nu-ți dau. <laughs> Și acum mi-e rușine că m-am dus și cerut o sticlă goală de plastic. Damn. am visat noaptea ca am sticla aia. Da. Și nu aveam și era, erau niște bidonașe drăguțe, dar se termina apa la câmp, era o zi întreagă. Păi trimite acum un copil cu atâta apă, sub 0,5, 0,33. Păi vine protecția copilului în Danemarca, ați luat copilul imediat. Direct. Și normal că trebuia să bem apă de pe câmp. Și ți-mi -ți de așa acum că venise un muncitor, și s-a amuzat cu celălalt prieten al lui, pentru că a venit tot cisternă de aia de căcat, de pe câmp de la animale, cu care adăpau animalele, și avea un furtun și aia, chiar ți că mi s-a portat așa, cam, bulanji bulangi un pic. Veniți aici, și la apă că vă dau cu pulanul. <laughs> <laughs> pentru că se mâna cu un penis da, da, de animal, că lor lucra cu animale. Și eu am crezut. Îți dai seama că țin minte și acum. Făceam, culegeam cartofi la minus 10 grade o zi întreagă timp de o lună. Sunt lucruri, uite, culme. știi cum funcționează memoria, sunt lucruri din copilărie pe care mi din copilăria asta de acolo, din cartierul muncitoresc din Magau, pe care mi le aduc aminte perfect după atâția ani. Perfect mi le aduc aminte. Să facem un episod. Ar trebui să facem, da, un episod. Copii în comunism. miracolul supraviețuirii Copiilor în comunism da, că nu se trebuie, adică nu, cum să zic, că era, asta mi se pare, știi, remarcabil, că puteai să mori în 20.000 de feluri. Exact. Ca și copil în comunism. Și bun, chiar s-a întâmplat, o să, iar, la mine acolo a luat foc la un moment dat, din cauza că luau ăștia gazul și erau doi copii acasă singuri și după aia au luat gazul, la au dat, i-au dat drumul la gaz, bum. Știi cine a făcut? Da, bineînțeles asta cu explozia. Știi că a fost o campanie, nu știu? că, 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 că ta. Uh, Metroul din Noua Zeelandă sau Australia a câștigat niște premii cu această campanie făcută în numai știu de ce agenție, care se numea exact așa. Uh, uh, un milion dumb ways to die. Milion de moduri tâmpite de a muri. Am. Și era foarte funny că avea un cel care a rupt a, sub, un miliard de viuri a făcut și exact asta era ideea un milion de metode tâmpite de a muri. Și erau unii care cădeau de pe peron, care le... nu știu, venea metro, pe stradă și... în fine, și erau o cântă un milion de feluri tâmpite de a muri. Comunismul asta a fost. Da. Un, cum ai 20.000 de feluri tâmpite de a muri. Da, exact 20 așa. 20.000 de feluri de a muri și asta e că știți sub... că nu, nu este... nu e deloc o imagine. Adică noi avem o imagine a comunismului în care băi dizidența aia care se opuneau, erau unii, nu știu ce, știi, și cumva nu, înțelege, nu, se înțelege substratul ăsta, era de fapt că permanent, în fiecare minut în care trăiai în comunism, trebuie să mori. La modul propriu, fără mari eforturi și deloc eroic, deloc doar Fabricile pentru că în comunism. Atât. Unsafe da, ce vorbește? Adică noi ne jucam în, ți-am zis, în gropi din astea lăsate de pe urma construcție, Dădeam în cap cu scânduri din alea, cu cuie, lăsate peste tot. Era, era parcă... Că am zis, la un moment dat, am, zis, am comparat copilăria noastră din comunism cu copilăria copiilor în timpul războiului. Așa arăta peisajul la mine, la bloc, Acum așa arăta. Era ca un peisaj ca după război. Așa erau. Iar la noi, stai că mi-a adus acum o imagine în cap. Noi toți copiii de la bloc, într-o zi de duminică, am mâncat cu toții dintr-o bucată mare de glucoză, era cred că și fabrică de glucoză la Brăila, pe care, deci colegii mei s-au scârbit ieri că am pus talp, limba pe talpa adidasului, mie nu mi se pare mai chestie, dar noi toți copiii de la bloc am împărțit acea bucată de glucoză care era tare, spărgând-o de bordură deci spărgea, de cădea de pe jos pe aia lua, ia tu asta, mai bană o dată, Absolut și m-am scos un dinte cu glucoza de-aia țin minte Erau era o duminică din asta, e ca acum cald, ce mult nimic, la televizor, nimic și așa afară, și asta țin minte că spărgeam că era mare, că tot așa adusese cineva care lucra la fabrica de glucoza a adus ca așa, se fura, se lua și am spărgeam pe jos și luam din praf, ia mă, tu asta mm, mi se părea chiar bună nu era nicio problemă să mănânci de pe jos care i problema? Dacă puneau, Dacă puneau o gumă din aia poloneză într-o într, într grămadă de rahat, o mâncai. Stă, noi mâncam guma toți aceeași gumă. Fără glumă, glumă, nu, fără glumă. Și lipea aici de bancă. A, bine, mai era pentru tine. Da. Mă, noi mâncam guma, dă și, da, mie, și mie să mi și eu, eu guma ta. Da. Dai ideea, vrei guma mea? Zat. Mai vrei? Zat. Nu, și asta era chiar un gest de prietenie. Da. Da, 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 da. Vrei să-ți dau din guma mea? Da. Așa te prietenii. Și cu o fată. Da. Vezi, da, mea. Mai citim? Da, hai să citim. Că ne Dar era... să știi că mai avem. Le citim acum ca să... Andrew Priest. Istoria UME 0215. Bun? Da, 21 sfert. 21 sfert. Facem. Fenomenul Pitești. Greu. Greu. Facem. Greu. Da, fric, greu, da. De de ce avem emisiuni pe 3 ani. Da, Vezi că te-ai angajat. Cât ne-au scris patronii și ne pun să lucrăm aici, da. Securiști și colaboratori la Academia Română. Aici știu unde bate lumea. Dar facem și asta. Cine? Ion Aurel Pop, președintele la Activitatea securității în presa comunistă. Interesant, greu. Mm, greu. Securitatea și cultele în epoca greu. de aur. Asta mă interesează și pe mine. Securitatea și biserica, nu? cultele. Asta cultele. cultele. Păi da. A, ok. și, da. da. Și sectele. Și sectele. Foarte interesant. Da. Mamă, asta e rupere. Dizidența în comunism. Da, nu am gândit da. și mai devreme. Marele dosare de spionaj românesc. Probabil o acțiune de spionaj da. aici. Din, am, n-am vorbit la pace. Am atins. Am atins de, am da. un pic, dar trebuie făcut exact cu niște chestii care le-au făcut, care le-au și făcut. Și mai aveam de vorbit și mai avem și întrebări, mai sunt întrebări. De-abia de acum începeau întrebările. Eu îți propun să facem încă un episod separat. Da, pentru că nu ne-am ținut de cuvânt și am făcut paranteza asta cu copilăria. Vezi? Ar avea dreptate patronul nostru. Îl <laughs> la punem în aplicare de data viitoare. Cum ziceam, nu mai facem până data viitoare. <laughs> și avem. Okay. Avem. Deci avem și o să răspundem. Da, răspundem. O să răspundem la data viitoare. Răspundem da, și face de... că sunt multe întrebări și merită atinse, rezolvate. Okay. Uh, da. Facem episod. Mulțumim pentru ăsta, mulțumim pentru feedback. Da. Mulțumim că ne sunteți patroni. Mai ales. Și mulțumim că vă place istoria. Da, și să o și viva istoria. Viva istoria vă place. Sper să vă placă foarte și istoria. mult. Și o să încercăm să facem uh, tot mai mult content, nu? Pentru patronii noștri. Să venim și cu alte da. idei, alt tip da. de format, da. poate. Ne gândim. Mulțumim că ne-ați urmărit. Și, și rămâneți patronii noștri. patronii noștri. Că o să avem grijă de voi. Avem. Avem, și urmează lucruri interesante. Mulțumim! Mulțumim.